Bună ziua și bine v-am regăsit, după cum țineți voi bine minte. V-am întrebat cum ați dori să fac tarot și ați răspuns că ați vrea să vedeți tarot pe zile. Tocmai de aceea am apelat la o persoană minunată, Asterias Magic Boutique, și avem monede de Lenormand. Am schimbat doar sacul ca să fie mai mare și să le pot amesteca eu foarte bine. Le puteți vedea aici. Dacă doriți să le comandați, vă las link mai jos. Sunt minunate, eu le iubesc deja. Așa. Și avem aceste zaruri de divinație, tot de la ea le am. Și le voi folosi pe rând pentru fiecare zodie în parte. Împreună cu tarotul și un oracol. Așa că vom începe pentru berbec, pentru ziua de 21 septembrie. Să vedem. Aparent ar putea să fie o mică furtună, pentru unii dintre voi va fi vreme de așa natură, pentru alții dintre voi este pur și simplu că se vor întâmpla tot felul de lucruri în viața voastră, mouse-ul ne sabotează aici, dar este foarte important să știți că, deși lucrurile nu par extrem de minunate în această zi, pentru voi este foarte important să aveți răbdare și să mergeți înainte. De asemenea, atenție că s-ar putea să aveți un mesaj foarte important în legătură cu o călătorie pe care voi urmează să o faceți. Din nou, mesaj este vorba de mai mult comunicare prin mesaj decât telefonic. Nu văd să fie nu știu, călătorie rea sau ceva să fie neplăcut aici. Este pur și simplu faptul că în prima parte a zilei lucrurile nu vor fi prea drăguțe, dar ulterior se vor îmbunătăți. Să vedem energia tarotului pentru ziua aceasta, de 21 octombrie. Avem un as de săbii, un nouă de săbii, luna și ultima carte, steaua. Deci, din nou, nu începe prea drăguț, dar se termină bine. Asul de spade ne mai poate indica un mesaj care nu vă place neapărat la prima audiție, dar după lucrurile, prin niște metode un pic mai nevăzute de voi se vor îmbunătăți semnificativ. Este foarte important ca voi să vă ascultați foarte mult intuiția și este foarte important să încercați să nu dați foarte mult ascultare anxietății. Lucrurile se vor rezolva, chiar dacă voi nu puteți vedea încă exact cum se vor rezolva, dar se vor rezolva. Să vedem ghidarea îngerilor. Răsplătește-te. Ai dăruit mult în ultima vreme și a venit vremea să primești. Fă-ți timp să te răsplătești în mod semnificativ. Acest echilibru între a dărui și a primi este esențial pentru a-ți menține energia, starea de spirit și motivația la un nivel suficient de ridicat. Deci este momentul ca voi să vă răsplătiți. Să vedem și din monedele Lenormand. Vedeți? Lucrurile se îmbunătățesc. Lucrurile se vor îmbunătăți, veți avea în cele din urmă vești bune, chiar dacă inițial nu vor fi foarte bune. Aparent, este ca și o binecuvântare travestită, chiar dacă în prima fază nu înțelegeți de ce și cum, acest mesaj care în prima fază pare negativ este o ofertă foarte, foarte bună pentru voi. Bun. Vom vedea pentru Taur. Și să vedem întâi zarurile. Mai să ne lase și mauzi. Bun. Pentru voi lucrurile o să fie un pic duale. De ce? Pentru că voi nu o să vedeți foarte clar lucrurile din prima. Este nevoie ca voi să vă luați o pauză. Atenție foarte mare că s-ar putea să nu vă simțiți neapărat extrem de bine în această zi, dar încercați să găsiți o metodă prin care voi să reușiți să vă distrageți atenția. De asemenea, trebuie să știți că lucrurile vor veni pentru voi în echilibru. Este important doar să aveți răbdare și să încercați să vedeți diferite, cum să zic eu, perspective ale aceleiași situații. De ce? Pentru că aici nu s-a bătat auzi. S-ar putea ca voi, prin ascultarea unor melodii mai vesele și mai benefice, să reușiți să vă schimbați starea de spirit și asta vă va permite vouă să vedeți lucrurile la
o perspectivă mult mai benefică pentru voi și de asemenea dacă voi aici vă îngrijorați că cineva ar putea să pună un fel de vorbă rea pentru voi, să nu vă faceți griji pentru că oricum acest lucru se va întoarce la acea persoană. Dar este foarte important ca voi să vă schimbați perspectiva mai presus de orice. Și de asemenea, dacă voi până acum ați avut o stare mai pasivă sau un mod mai pasiv de a lua lucrurile, acum începeți să deveniți mult mai activi, ceea ce este foarte bine. Aici pentru voi văd că este destul de mult de muncă și aveți destul de multe lucruri de făcut, decizii de luat, dar este foarte important ca voi din nou să vă schimbați perspectiva și să vă păstrați o perspectivă mai pozitivă. Tot răsplătește-te avem, ok, și mai... Călăuzire de încredere. Aveți încredere în ceea ce simțiți voi să faceți, în ceea ce sunteți ghidați să faceți, ceea ce vreți voi să faceți aici, va avea succes foarte mare, de aceea este momentul ca voi să vă și răsplătiți, dar ceea ce aveți voi de a face mai mult în această zi este foarte mult referitor la muncă, referitor la post, referitor la job-ul pe care îl faceți. Chiar dacă aveți de luat decizii, trebuie să aveți încredere că sunteți călăuziți și că lucrurile vor fi foarte, foarte bine, pentru că într-adevăr vor fi. Aici aparent avem comunicare destul de frumoasă, destul de armonioasă pentru unii dintre voi în legătură cu nevoia voastră de a avea o conexiune mult mai stabilă și mult mai benefică cu cineva. De asemenea, aici ce aș putea să vă zic eu este că în legătură cu secerea, nu văd neapărat să fie... o chestie în care trebuie să vă îngrijorați foarte mult, dar atenție că pot fi mici neînțelegeri și mici discordii la nivelul familiei. Pe general, dacă este vorba de a înainta o relație, voi cu siguranță aici o să înaintați, doar că pot fi mici neînțelegeri în legătură cu rapiditatea lucrurilor sau a modului în care veți face asta, să nu fie prea repede sau să nu fie prea târziu, chestiuni de această natură, dar nu văd nimic semnificativ aici. Bun. Și vom trece la următoarea zodie. Două secunde, cum am. Asta așa nume Gemini. Să vedem. Pentru Gemini avem foarte multe mesaje momentan. Atenție că acest mesaj s-ar putea să nu fie foarte plăcut pentru voi, dar... auzi, lasă sarurile. Dar este foarte important. Este ca și cum vouă vi se cere să călcați pe urmele cuiva, călcați pe urmele unei persoane care este acolo pentru voi și care reprezintă ca un fel de model pentru voi. Nu prea vreți să faceți acest lucru, simțiți că acest lucru vă trage în jos și cu toate astea simțiți că nu aveți, parcă nu aveți încotro. Aici vreau să văd exact ce se întâmplă cu tarotul. E ca și cum voi sunteți comparați în permanență cu cineva și astăzi chiar nu e momentul. Da. Voi vă simțiți judecați, comparați, nu vă simțiți că vă ridicați la înălțimea așteptărilor, dar nu este nimic în neregulă cu voi. Voi sunteți foarte ok, doar că voi trebuie să o luați pe altă cale. Asta este tot ce trebuie să faceți și vă cred în stare să începeți să faceți această cale și exact cartea care te întreabă ce dorești de fapt, da? Și ne zice așa, ai acum ocazia să scrii scenariul conform adevăratelor dorințe ale inimii tale. Odată ce ai stabilit clar adevăratele dorințe și știi că ești pregătit și că le mereți, ele vor apărea ca prin minune în viața ta. Deci exact despre asta este vorba, despre ceea ce voi doriți. Voi trebuie să decideți ceea ce doriți și să acționați în consecință. Și să porniți pe propriul drum. Cu mult mai multă iubire, cu pasiune pentru ceea ce faceți, cu
Atenție, pentru că pentru voi o problemă destul de mare va fi să vă țineți de visul vostru, pentru că da, voi visați destul de frumos, dar pe drumul spre succes o să fie anumite piedici. Nu trebuie să vă temeți, nu trebuie să vă îngrijorați în legătură cu asta, pentru că pentru voi succesul este aproape promis. Toată chestia pe care trebuie să o faceți voi este să vă țineți de asta. Atâta timp cât voi vă țineți de asta, lucrurile se vor îmbunătăți. Dacă voi aici sunteți cu gândul la o relație, relația aceasta are foarte mare succes să meargă atâta timp cât voi vă doriți să continuați cu această situație, dar fiți siguri că ceea ce vreți voi să faceți aici este ceea ce doriți, nu ceea ce ar mulțumi pe alții. Da? Pentru că voi nu mai puteți sta să-i mulțumiți pe alții. Bun, să trecem la următoarea zodie și anume racul. Să vedem pentru rac ce avem. Cineva este cu ochii pe voi și se gândește să vă contacteze. Nu cred că va fi o comunicare prea drăguță. Această persoană în cele din urmă va veni la voi. Aici îmi pare să fie mai degrabă o împăcare și eventual trecerea la un stadiu un pic mai avansat al relației. Problema este că până la trecerea într-un stadiu avansat al relației, dumneavoastră aveți cearta și discuția telefonică. Cred că asta se va întâmpla astăzi. Ulterior, tot ceea ce ține de călătorie, reglarea de conturi în legătură cu relația și angajamentul va veni ulterior, dar astăzi atenție că riscați să vă certați cu persoana iubită și avem turnul inversat, de ce nu mă miră? Efectiv, aici voi simțiți că ați depus foarte multe efort și vreți ca și cealaltă persoană să facă același lucru față de voi. Nu simțiți că îl face, dar în cele din urmă îl va face. Chiar dacă o pune un pic rezistență la început, nu va ține foarte mult această persoană acest lucru și avem oceanul, marea albastră, vorbește sufletului tău, vindecându-te și liniștindu-te. Chiar și simpla închipuire că te scufunzi în pântecul vindecător al mării are efectele dorite, dar este mai bine să petreci cât mai mult timp posibil lângă ocean. Permite puterii și frumuseții mării să te curețe de toate grijile și preocupările. Și încă o carte pentru voi de aici aș mai vrea. Aer proaspăt. Corpul tău are nevoie de împrospătare cu aer oxigenat produs de iarbă, de copaci și flori. Petrece timp afară cât mai aproape de leagănul naturii mamă, dă la o parte perdelele și deschide ferestrele pentru a te împrospăta pe tine și casa. Deci pentru voi se recomandă să petreceți mai mult timp în aer liber și să vedem aici. Din nou, călătorie. Atenție că aici persoana voastră vrea să fie un pic șireată, dar bine, dacă aveți răbdare să vă puneți mintea cu această persoană, pe măsură ce am zis că e șireată, da? Aici se pot îmbunătăți lucrurile, puteți crește ceva frumos cu această persoană, doar atenție foarte mare. De ce? Pentru că în prima fază a relației această persoană va căuta să fie un pic mai vulpe, să obțină întotdeauna dreptatea, să fie persoana care conduce, dar în momentul în care această persoană conștientizează că nu e cazul să aibă acest comportament și această persoană conștientizează că voi îi vreți binele, pur și simplu lasă garda jos și se ia după voi. Deci va fi destul de bine în cele din urmă, doar că este nevoie de timp pentru a ajunge la acel stadiu. Nu știu câți dintre voi veți fi dispuși să așteptați după acea persoană să lase garda jos, dar asta e. Vedem la leu. Să vedem. Ei bine, voi primiți un apel, un apel mult dorit, un apel care va aduce foarte multă fericire și care pe voi vă ajută foarte mult să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Reușiți să legați anumite lucruri care nu făceau logică până acum, nu aveau logică pentru voi și voiați să înțelegeți exact ce se întâmplă. Și va mai fi un mesaj pe seară. Ok, n-am vrut eu să modific, dar unde era, doamne? Așa. Chestia este că până seara voi iarăși intrați într-o ceață. De ce? Pentru că pe cât
De clar au apărut lucrurile în prima parte a zilei, pe atât de ușor apare un element nou, cred că acel mesaj care pe voi iar vă pune pe gânduri și iar nu știți exact ce se întâmplă și iar vreți clarificări și așa mai departe. Efectiv, e ca și cum vă învârtiți în cerc. Acum știți totul, acum nu știți nimic. Primul vostru mod de a gândi din prima parte a zilei, acela care este destul de clar și sunteți foarte siguri că asta înseamnă, același lucru va fi valabil. Dar este foarte important să știți că această persoană s-ar putea să vă țină într-un cerc vicios și de aceea seara să nu mai fiți voi atât de siguri, pentru că pur și simplu are ceva de câștigat de pe urma asta. Probabil îi place persoanei să vadă cum suferiți sau vrea cumva să vă saboteze și de aceea este foarte important ca voi să nu vă mai concentrați atât pe chestiile astea, pentru că ce nu ține de voi este mai bine să lăsați deoparte, pentru că aici cineva pe voi vrea să vă facă să renunțați la ceva important și să se bucure după că v-a făcut să renunțați. Și avem chakra inimii. Iubirea este miezul materiei, inima ta este centrul corpului fizic și este parte din corpul fizic, cel mai mult acordată cu iubirea. Ești în siguranță să iubești și să fii iubit cu inima deschisă din moment ce dispui de protecția și călăuzirea divină perfectă. Și ce dorești? Ai acum ocazia să scrii scenariu conform adevăratelor dorințe, ale inimii tale. Odată ce ai stabilit clar adevăratele dorințe și știi că ești pregătit și că le meriți, ele vor apărea ca prin minune în viața ta. De asemenea, din nou, atenție că aici este pentru majoritatea dintre voi vorba de o fostă relație, de un fost sau de o fostă care vrea cumva să intervină iarăși în viața voastră. Atenție că această persoană s-ar bucura dacă voi renunțați la situația voastră actuală pentru el sau pentru ea, dar nu este cazul. Această persoană, din nou, vă face o surpriză destul de plăcută. Atenție, s-ar putea să vă treziți cu această persoană că vine direct la voi la ușă și poate să vină chiar cu un buchet de flori în cel mai literal mod. Practic, vi se îndeplinește o dorință în sensul că această persoană se întoarce la voi, dar atenție, pentru că această persoană nu se întoarce cu cele mai bune intenții către voi, vrea pur și simplu să vă dea peste cap și după să plece iarăși. Nu vă recomand să aveți încredere în această persoană, nu vă recomand să lăsați această persoană să vă afecteze în viața de zi cu zi, pentru că o să regretați ulterior. Să vedem pentru fecioară ce se întâmplă în data de 21. Feciorile aparent vor sta mai mult acasă, se vor gândi la niște planuri care ar fi fost frumos să le facă în această zi, dar cu toate acestea, aparent vremea nu ține cu voi. Totuși, voi veți găsi o metodă prin care voi să vă schimbați planurile la timp și să vă bucurați de mai mult timp cu persoanele dragi, cu persoanele stând acasă, fără să vă stresați foarte, foarte tare. Totuși, ce nu vă place vouă aici este că efectiv încă nu știți exact când puteți să faceți o activitate pe care voi vă doreați atât de mult. Nu va dura foarte mult până să faceți chestia asta. S-ar putea să trebuiască să amânați cu o săptămână, hai să zicem, în cel mai rău caz pentru unii dintre voi este vorba de amânarea concediului cu o lună, dar mai mult de atât nu va fi o amânare în legătură cu ceea ce vă propuneți voi să faceți. Dar pur și simplu, în prima fază, vremea nu ține cu voi. Și avem 2 secunde, că eu n-am trecut la fecioară. Așa. Tratamente energetice. Viața poate fi electrizantă pentru că însăși esența sa înseamnă energie. Corpul tău este un remarcabil câmp energetic care va răspunde la tratamente pline de iubire. Mâinile și inima sunt activate să ofere energie vindecătoare persoanelor iubite și clienților sau pacienților. Bine, aici poate să fie vorba și de un masaj care poate să aibă un efect foarte bun asupra persoanei iubite.
Și mai avem împământare, când te detașezi de conștiința propriului corp și a lumii fizice, te desprinzi de pământ. Deși e o plăcere să plutești către cer, atenția și activitatea trebuie să fie îndreptate către pământ. Noi te ajutăm să echilibrezi aspectele spirituale și cele materiale, astfel încât să te bucuri de o viață pământească împlinită. Ceea ce înseamnă că voi veți avea tendința să vă cam izolați un pic de realitate în această zi. Este bine să nu deveniți atât de rupți de realitate și pur și simplu să vă bucurați de acest timp liber pe care îl aveți. De asemenea, în această zi puteți primi niște sume de bani. Pentru unii poate să fie vorba inclusiv de salariu, că... Două secunde. Că voi intra în cont și de asemenea pentru unii dintre voi este foarte probabil să vă ajungă în această zi ceva ce ați achiziționat pe internet. De asemenea, ce aș mai vrea să vă transmit aici este că, din nou, nu vă văd pe voi să plecați de acasă, dar în schimb vin persoane la voi. Pot veni prieteni sau poate să vină persoana iubită sau efectiv aceste livrări pe care voi le-ați comandat. Pentru următoarea zodie, balanță, să vedem ce avem pentru balanță. Pentru balanță, aparent o mică dispută. Sincer, aici este... Deci, cum să explic chestia asta? Este ca și cum voi aveți efectiv o ceartă cu o persoană iubită, luați o perioadă de pauză, după care vă veți împăca, deci nu vă faceți griji, va exista împăcare și dacă vreți să vă vedeți cu această persoană, cu siguranță veți reuși să vă vedeți, doar că e o mică dispută destul de serioasă acolo, dar va trece. Și avem cere. Cere-ne să te ajutăm în această situație și vom trece imediat la treabă în numele tău. Noi suntem conduși de mai multe legi universale, printre altele cea a liberului arbitru, care îți permite să faci propriile alegeri și să iei propriile decizii. Prin urmare, te așteptăm cu răbdare, cererea ta. Este foarte important ca voi, când aveți o problemă cu cineva și mai ales atenție pentru cei care riscați să aveți această problemă din cauza bârfelor unor persoane, cereți ajutorul îngerilor și cereți ajutorul ca adevărul să iasă la lumină. Din nou, astea sunt cărți de bârfe. Deci s-ar putea ca acolo să fie problema voastră, dar în cele din urmă se va afla adevărul, în cele din urmă lucrurile se vor întoarce în favoarea voastră și voi veți ieși învingători din această situație. Să vedem și cu Lenormandul. Comunicarea va exista, dar atenție la șerpii din jurul vostru, pentru că s-ar putea să scăpați de un șarpe, dar totuși să mai fie cineva care nu vă vrea binele în jurul vostru. Practic să fie două persoane. De una scăpați, de una încă nu vă dați seama. Dar în cele din urmă văd că veți reuși și pe cea de-a doua persoană vă veți da seama de ea, pentru că va fi un fel de discuție legată de bani, în sensul în care această persoană poate să fie foarte curioasă în legătură, dar pe ce cheltuiți voi bani, asta mai ales după ce ați refuzat această persoană să împrumutați. Totuși ar fi un gest destul de urât, dar există și persoane de această natură, așa că e bine să fiți voi precauți în legătură cu asta. Bun. Și acum trecem la următoarea și avem Scorpionul. Să vedem la Scorpion ce se întâmplă. Bun. La Scorpion, pur și simplu, este o zi în care voi alegeți să vă bucurați de muzică, alegeți să vă bucurați de lucrurile simple. Atenție, pentru că iarăși avem un șerpișor, în sensul în care voi o să comunicați, o să interacționați, poate să fie printr-un telefon, cu o persoană care nu este foarte loială față de voi. De asemenea, este bine să fiți cu ochii în patru, pentru că vă dați seama că ceva
Nu bate, în sensul în care această persoană are tendința să arate, să se laude cu ceva și voi vă dați seama că ceva nu e așa cum zice această persoană și s-ar putea să fie tocmai versurile unei melodii care vă atrag atenția că ceva nu poate fi așa cum zice această persoană. Se poate întâmpla ca uneori noi să primim mesaje prin melodii, cam asta o să fie pentru voi astăzi, în această zi de 21. Curățare și detoxifiere, cu multă iubire și cu respect îți cerem să-ți detoxifici corpul prețios și sensibil. La cererea ta te vom ajuta să dezvolți căi de afirmare a vieții pentru a face față stresului, pentru a reduce tristețea și de a renunța la vechile căi. Lasă în seama noastră grijile și preocupările și simte grația minunată a corpului recent purificat. Pentru unii dintre voi este foarte probabil că voi să începeți să vă ocupați de o dietă sau efectiv să vă dați seama că trebuie să îndepărtați anumite persoane din viața voastră. Poate să fie și asta. Dar este efectiv o zi în care voi alegeți să luați o pauză și să nu vă bateți foarte mult capul cu persoane și situații toxice. Sincer, aici persoana aceasta care vrea să se laude și vrea să vă arate cine e ea și ce realizări are, sincer, nu cred că o țineți voi foarte mult de acum încolo în viața voastră și că o expediați imediat. Dar după aceasta, oricum, veți întâlni o persoană nouă care este dispusă să fie acolo pentru voi. Dacă vă gândiți să faceți o călătorie de afaceri, să știți că aceasta va avea succes. Da. Unii dintre voi este posibil să mergeți până undeva și să găsiți o persoană cu care puteți colabora în ceea ce privește ceva, dar oricum această colaborare ar fi foarte mult de succes pentru voi și ar fi o surpriză foarte plăcută pentru voi, deci nu văd să fie o problemă atât de mare faptul că pierdeți această persoană și într-o persoană nouă cu care puteți face și afaceri. Văd că lucrurile sunt destul de bune și veți avea noroc. Deci, chiar dacă lucrurile nu sunt chiar ok, în această zi vor urma în curând asta, vremuri mai bune. Da? Chiar zilele următoare, chiar pentru unii s-ar putea să întâlniți această persoană în această zi. Este foarte important să țineți cont că această etalare este generală, oricum energia se mișcă, voi în mare parte veți rezona în funcție de zodie, dar desigur vor fi și persoane care nu rezonează. Să trecem la săgetător. Două secunde. Aparent și la voi, nu e o zi foarte strălucită pentru călătorie, dar totuși voi vă doriți foarte mult să faceți o călătorie. Sincer, aici cred că o călătorie cu persoana iubită și aceasta se va întâmpla, cred că se va decide unde mergeți, încotro mergeți, ce aveți de gând să faceți împreună, lucruri de această natură. Deci pentru voi mai mult este o zi de planificare. Nu cred că acum plecați neapărat în călătorie, dar de exemplu puteți plănui o ieșire pentru weekend sau ceva similar. Și aveam călăuzire de încredere, ai primit o idee minunată ca răspuns la rugăciunile tale. Această idee este reală și demnă de încredere, poți înainta în siguranță știind că suntem alături de tine la fiecare pas. Cere-ne și fii deschis să primești sprijinul nostru pentru orice lucru de care ai nevoie pentru împlinirea acestei idei. Și încă una sau două. Misiune personală. Misiunea ta personală este să slujești într-un mod care îți aduce multă bucurie și aduce bucurie altora. Nu-ți fă griji în legătură cu găsirea misiunii personale. Focalizează-te în schimb pe slujirea unui scop și apoi scopul te va sluji. Și cere-ne să te ajutăm în această situație și vom trece imediat la treabă. În numele tău, noi suntem conduși de mai multe legi universale, printre altele și cea a liberului arbitru, care îți permite să faci propriile alegeri și să iei propriile decizii. Prin urmare, așteptăm cu nerăbdare cererea ta. Aici cred că voi aveți niște idei destul de bune pentru a face bani, doar că problema este că nu știți exact cum să le puneți în practică, în cele din urmă veți găsi exact cum, doar trebuie să le decideți o ordine în care să le luați în serios pe fiecare.
În mare sunt idei bune, doar atenție să nu vă grăbiți foarte mult cu luarea acțiunii, pentru că acolo s-ar putea să fie probleme. Practic, da, veți avea noroc, călătoria aceasta planificată de voi se va face fără probleme și atenție, pentru că am și vaporul, s-ar putea să vă vină o idee acum și să fie foarte utilă pentru voi în momentul în care faceți călătoria, fie cunoașteți o persoană nouă cu care puteți face diferite afaceri și să fiți pe misiunea voastră personală, fie persoana cu care călătoriți vă dați seama că vă poate ajuta într-un fel sau altul, dar oricum va fi o comunicare în timpul acestei călătorii care vă va da foarte multă speranță și foarte multă stabilitate, pentru că ursul în general poate să fie un simbol spiritual pentru familie, pentru părinți, pentru acest sentiment de a avea grijă de propria casă, dar aici este mai degrabă de a avea încredere în afacerea pe care urmează să o clădiți, pentru că veți avea foarte mult noroc. Și vom trece la Capricorn. Să vedem. Aici aveți un mesaj pe care trebuie să-l primiți, îl veți primi de la o instituție. Sincer, aici cred că are legătură cu o bancă sau cu un împrumut. Chestia este că nu prea vă place ceea ce auziți, simțiți că vă trage efectiv acest lucru în jos și vă gândiți la faptul că planurile voastre efectiv nu au coincis cu realitatea actuală, lucrurile se vor îmbunătăți doar că nu acum. Este pur și simplu o perioadă mai dificilă peste care va trebui să treceți și va trebui cumva să mai strângeți un pic din dinți. Îngrijește-i profund pe copii și ei sunt gata să răspundă iubirii tale. Toți copiii, inclusiv propriul copil interior, au nevoie de iubire, de afecțiune și de atenție. Noi îți putem curăța și deschide inima și îți putem aranja programul zilnic astfel încât să poți acorda mai mult timp și mai multă energie copiilor care au nevoie de tine. Atenție, pentru că mulți dintre voi, din cauza grijilor și din cauza problemelor, nu petreceți timp suficient cu copiii. Această carte vă atrage atenția asupra acestui lucru. O secundă și mai vreau o carte. Și avem inocență. Dragul nostru, fiecare om este într-adevăr nevinovat, pentru că nimeni nu poate schimba lucrarea perfectă a lui Dumnezeu. Lasă în seama noastră senzațiile de greutate și îți putem ușura povara. Lasă în seama noastră orice învinovățire, mânie sau reproș care îți poate ascunde perspectiva plină de iubire. Bucură-te din nou de pacea din inima ta. Deci, din nou, nu o să vă simțiți foarte minunat în această zi, dar este foarte important ca voi să încercați să vă redirecționați atenția către altceva. O soluționare va veni, doar că va dura un pic până veți veni voi cu ideea cea mai potrivită pentru această situație. Este momentul ca voi să vă relaxați ca să puteți să primiți cumva mesaj ghidat în legătură cu cum puteți rezolva această situație. Încercați să nu mai stați atât de furioși și atât de supărați, pentru că nu reușiți să răspundeți intuițiilor care vi se transmit practic. Pentru că, într-adevăr, aici va fi o rezolvare foarte frumoasă la care voi nici măcar nu sperați în acest moment și vă va veni prin mesaj de la o persoană dragă, o persoană apropiată vouă, posibil chiar din familie care este dornică să vă ajute într-un fel. Deci, da. Aici este pur și simplu o persoană care se poate gândi că vrea să vă trimită niște bani sau ceva de această natură. Deci, da, veți primi ajutor, cineva vă va oferi bani, dacă veți cere împrumut, este bine doar să aveți răbdare și să vă puneți cumva într-o stare mai bună. Pentru vărsător. Să vedem. Bun, vărsătorii încep ziua nu foarte fericiți de locul în care se află. Aici este posibil ca o relație să nu fi mers așa cum și-au dorit ei, însă lucrurile se pot îmbunătăți dacă ei vor asta. Este foarte important ca aceștia să aibă curajul să facă primul pas, pentru că nimeni nu-l va face pentru voi. Trebuie să aveți curajul să faceți acest pas și lucrurile se vor îmbunătăți, iar voi veți fi în cele din urmă fericiți cu faptul că ați decis să faceți acest pas.
în această situație s-ar putea ca voi să nu fi procesat neapărat corect, ci să fi avut niște secrete față de persoana voastră, tocmai de aceea această persoană s-a răcit și s-a îndepărtat de voi. Voi probabil n-ați înțeles asta la momentul respectiv, dar cred că acum înțelegeți destul de bine acest lucru și cred că îi dați dreptate persoanei într-o oarecare măsură. Așa că nu ezitați să contactați această persoană dacă vreți să mai îndreptați lucrurile cu aceasta, dar este foarte important să fiți sinceri. Și mai avem încă o dată copil, îngrijește-i profund pe copii și ei sunt gata să răspundă iubirii tale. Toți copiii, inclusiv propriul copil interior, au nevoie de iubire, afecțiune și atenție. Noi îți putem curăța și deschide inima și îți putem aranja programul zilnic, astfel încât să poți acorda mai mult timp și mai multă energie copiilor care au nevoie de tine. Și mai avem, eliberează-te și lasă-te în voie, revărsăm asupra ta binecuvântările unei iubiri strălucitoare. Deschideți brațele și eliberează-te de provocările pe care le ți strânse în mâini. Deschideți mâinile, brațele și inima către iubirea și ajutorul nostru. Lăsați-vă în voie să trimiteți mesaj dacă vreți această situație să se îmbunătățească. Cred că voi acum nu știți exact ce gândește cealaltă persoană despre voi, dar persoana aceasta ține la voi și ține la voi în mod sincer. Doar pentru că nu v-a spus acest lucru foarte des, asta nu înseamnă că nu ține la voi, este o persoană loială, nu văd această persoană să se vadă cu altcineva și vede că există potențial pentru a avea o familie cu voi. Cu toate acestea, cineva trebuie să facă primul pas pentru a ține această situație și aceștia veți fi voi și ar fi bine să fiți voi. Pești, să vedem. Și pentru ultima zodie. Ups, ce se întâmplă aici pentru voi? Voi sunteți în negură totală, în sensul în care cred că aici s-au întâmplat niște certuri, niște reproșuri, niște probleme destul de fierbinți, să le zic așa. Cred că voi în cele din urmă a trebuit să luați o decizie. Această decizie cred că a avut legătură cu o relație, a trebuit să fiți destul de incisivi în legătură cu acea decizie și cred că voi ați vrea cumva să începeți, pentru unii va fi să începeți lucrurile de la un stadiu superior față de ceea ce ați avut anterior, pentru alții dintre voi va fi efectiv să reîncepeți să luați legătura cu cineva. Aveți șanse, dar trebuie să fiți un pic atenți la modul în care alegeți să o faceți, pentru că s-ar putea ca acealaltă persoană să nu reacționeze neapărat bine dacă voi faceți pasul aici, mai ales pentru persoanele care au de face, pentru persoanele din pești care au de face cu un vărsător, este bine să aveți grijă dacă vreți să inițiați contactul, pentru că nu văd să fiți neapărat foarte bine primiți. Dar este foarte important ca voi să rămâneți foarte deciși în legătură cu ceea ce vreți voi și lucrurile se vor îmbunătăți, dar este nevoie să veniți cu o abordare foarte logică și foarte practică. Sincer, veți avea o surpriză plăcută, s-ar putea ca persoana să vă contacteze destul de curând, dar trebuie să mai aveți puțină răbdare. Va fi o situație unde veți avea noroc. Doar că nu vor fi toate lucrurile roz, vor fi mici discuții. Atenție foarte mare, pentru că aceste discuții va fi din cauza faptului că voi nu reușiți să comunicați atât de clar. Această persoană ține la voi și cred că aici există niște secrete pe care ar fi mai bine să le discutați dacă vreți să faceți lucrurile să meargă într-o direcție clară. Și avem belșug pentru a vindeca situația financiară. În primul rând, lasă în seama noastră grijile privitoare la bani. Te vom călăuzi să vezi cum poți crea și accepta belșugul. Pe măsură ce vom lucra împreună, situația ta financiară se va vindeca în funcție de viteza cu care vei accepta. Și următorul. Continuă tot așa, rugăciunile și așteptările tale pozitive au fost auzite și împlinite. Lucrăm cu tine în privința acestei situații de când a apărut și continuăm să veghem asupra ta și a fiecarei persoane implicate. Continuă pe actuala cale și vei ajunge foarte departe. Și cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că v-a plăcut acest mod de talare. Dacă voi vă veți uita și dacă vă va plăcea, eu voi continua
cu aceste tipuri de etalări. Nu uitați, dacă vreți să comandați fie monedelele Normand, fie zarurile, puteți să o contactați pe prietena mea de la Asterias Magic Boutique. Este o persoană minunată și vă recomand cu drag să comandați de acolo. Și altceva, am să vă rog să-mi lăsați părerile voastre în comentarii și cam atât. La revedere!